Hai salut băieții și bine am găsit la un episod din seara. Astăzi link de SAMP, găsit-o pe serverul mod.clipset.ro. Aveți în descriere DNS-ul serverului dacă vreți să vă apucați, vă aștept aici pe server. Momentan suntem 544 la ora 1.30 dimineața. Eu zic că e forțini serverul dacă vreți să vă apucați. Și în episodul de astăzi, băieți, vreau să vă vorbesc și vouă despre nou quest adăugat pe server, Corona Quest. E vorba despre un quest special în care trebuie să livrați un antidot la diferite case de pe server, dar întâi trebuie să-l produceți și așa mai departe. Înainte să începem pe videoclip, băieți, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și să apăsați acolo cu clopoțelul, pentru că asta e cel mai important. Hai să vă arăt întâi și ce am mai făcut pe server, câte ore jucate am. 32 de ore jucate, mâine se deschid aplicațiile pentru lider LSPD și LVPD, o să aplic, sper să luăm lider și să fie treaba bună. Și hai să vă zic așa un pic despre quest-ul ăsta special, despre Corona quest-ul ăsta. Eu nu pot să vă arăt pașii, fiecare pas în parte, pentru că deja am dat odată start quest pe live, dar nu știu dacă Anglia, nu știu dacă am murit, dacă mi s-a resetat, pentru că așa mi-au zis unii băieți, dacă se resetează și totul de la zero. Și o să încerc să vă arăt în timp ce vă și vorbesc despre acest quest. În primul rând, premiile. Luați o sumă de bani, 350 ca parcă, costul pe zile, la ziua 1, 2 și 3, pentru că o să țină doar 3 zile. Preț, suma de bani, puncte de respect, Moon Experience sau Moon Experience, de la puncte de XP de la Moon. Hai că sforță pe engleză și eu să mor. Stai așa că dacă dau start quest aici, cred că n-am atât. Deci am zis bani, start quest. Da, uite, pe mine mă bagă la ultimul pas. Deci bani, puncte de Moon XP, respect points și premium points, cred. Nu știu premiile, nu știu comanda ca să vă primele, dar am zis și așa în mare parte. Oricum e un quest care merită să-l faceți după părerea mea, pentru că primiți destul de multe puncte premium. În ultima zi primiți și un skin premium, primiți respect points, primiți destul de multe lucruri bune și primiți și o sumă de bani, bani care probabil o să vă ajute, nu știu. What the fuck, ce a fost aia? Ok, bani care să vă ajute, pentru că serverul la început nu este o sumă foarte mare, ca să ziceți că strică economia serverului, nu strică deloc, pentru că 350k îi face, nu știu, 10 minute la tracker dacă ai skill maxim, dar, na, am zis, merită făcut pentru skin-ul premium de la ultima zi, după părerea mea, și pentru punctele premium. Acum nu știu, fiecare face quest-ul. Face quest-ul doar dacă vrea. Ce să vă mai zic, băieți? Mod pe care l-aveți în descriere astăzi, mod pe care l-aveți pe YouTube, mod pe Kaim. O să spun asta în fiecare videoclip, cât mă joc cu mod pe ăsta, pentru că trebuie spam în fiecare zi, deși mi-am mod pe cu rog că nu găsesc link. Mod pe Rainbow Kaim, ok? Mod pe Rainbow Kaim, atât trebuie să scrieți. Bun, deci la primul pas, băieți, la quest-ul special, trebuie să faceți jobul drug dealer de 5 ore, adică trebuie să luați de 5 ori droguri ca să le aveți pentru procurarea antidotului. După ce luați cele 5 droguri, o să aveți nevoie de 15 frunze. Frunze pe care le luați de la plante din Los Santos, undeva pe unde HQ Hitman pe Dănăcică server. 15 frunze. Sunt niște plante care cresc odată la 20 de minute, fiecare plantă are câte 15 frunze. Dacă aveți noroc o să le luați imediat, dacă nu o să trebuiască să așteptați ceva. Unde mă bag și acolo, să dau antidotul. Să scăpăm cetățenii orașului Los Santos de coronavirus. Așa, bun. Deci, fiecare plantă are 15 minute ca să se regenereze și fiecare plantă are câte 15 frunze. Puteți să le luați toate odată de la o singură plantă sau trebuie să așteptați după mai multe, depinde cât de aglomerată e. Cât de aglomerată e quest-ul. Vă dați seama că dimineața o să fie foarte aglomerat, pentru că toată lumea de tare dimineața, dar vă recomand să-l faceți seara când e mai liber, că găsiți toate plantele acolo pline și nu o să trebuiască să fugiți după ele. Și după ce
adunați cele 5 droguri și cele 15 frunze, o să trebuiască să mergeți la înapoi, acolo unde dați start quest, să le dați medicului și o să vă dea antidotul și o ambulanță cu care să livrați antidotul la 10 case de pe server. Nu o să pot să fac quest-ul pe videoclip, să vă arăt și premiile. Am zis, în mare parte, nu le știu pe toate, dar v-am zis în mare parte, durează foarte, foarte mult. Durează destul de mult până îl faceți. Eu personal fac ca să fac core jucate. Am mai făcut și job, dar quest-ul ăsta, nu știu, parcă e ceva nou și mă ține așa activ ca să fac core jucate. Sper să iau lider, mai mă repet. Păi, dacă am zis că vreau să iau lider de 100 de ori, cred că de când s-a deschis un eclipse de ăsta. Bă, nu știu, îmi place serverul foarte mult și v-am zis că de mult îmi doresc să ajung prima dată lider și după ce avem funcția de lider să dăm ceva timp să ne acomodăm, să punem totul la punct, să aplicăm și pentru funcția de helper ca să putem să ajungem admin. Nu știu, eu zic că o să fie forță dacă reușim să... dacă reușesc. Nu reușim că, na, la urmă e reușita mea. Dar, nu știu, probabil o să vă bucurați și unii dintre voi că dacă o să ajungem lider și după să obținem și funcția de admin, o să fie și episoade mai interesante și cu lider și cu admin, nu o să fie monotonie și eu zic că așa o să creștem și mai repede și pe YouTube. Și hai mă totul să vă răspund de ce m-am lăsat eu de crowding. În serverul, nu văd eu, bă, hai mă să văd de bun, serverul, în primul rând să vreau să știți că nu dau cu hate și o să vă zic și de ce m-am apucat acolo. Hai întâi să vă zic de ce m-am apucat, pentru că mulți ziceți de ce te apucați după te-ai lăsat. Bă, într-o zi stăteam cu Ademar și cu Zel pe Discord și vrea să ne mutăm de pe Behood după foarte multe faze care s-au întâmplat acolo, nu vreau să le zic acum pe video, dar s-au întâmplat foarte multe lucruri nasoale și na, pe noi ne-a deranjat și am vrut să ne mutăm pe un server micuț toți trei ca să-l creștem. Ăștia, Ademar și Cuzel, s-au gândit la Ruby Nefer și cred că s-au apucat acolo, din câte știu eu. Ademar sigur, dar Zel nu mai știu, Zel momentan joacă aici. Și ei s-au dus pe Ruby Nefer și au zis, eu atunci le-am zis, hai mă, ne apucăm de crown, că e micul server, a scăzut, am avut probleme la deschidere și a scăzut. Și ăștia s-au mutat pe Ruby și n-am mai ținut legătura și zic, mă, m-a putut singur acolo, poate crește un serverul și reușim să facem ceva. Știu că am mai fost admin, probabil am ocazia să revin în staff. Am revenit și în staff ca admin după o săptămână de activitate. Și inițial vorbisem cu Ademar și cu Zel. Băi, ne jucăm pe un server așa random până deschide Eclipse-ul. Aoleu, am uitat antidotul. Până deschide Eclipse-ul într-un server. Că vrea să le apucăm pe Eclipse, dar a spus Ademar parcă că băi, nu are rost că exagerat de pus în creare acolo și e greu să-l crești. Și bine, mă, hai că așteptăm următorul server. Și ne-am mutat, de fapt eu m-am mutat pe Crowland. Ca civil, păi, când eram civil era totul bine, mă. Serverul crescuse la un moment dat, dar doar așa câteva zile a crescut. După aia a rost scădere de aia uriașă. Mă, așa zis, n-are cum, serverul ăsta nu mai crește, mă, niciodată. Serverul ăsta o să moară de tot. Și zic, bine, cu aia, ce dracu fac acum? Și într-o zi mi-am adus eu aminte că stai mă, că Eclipse-ul deschide următorul server. Și dinainte să deschide Eclipse-ul următorul server, am zis că o să mă mut aici. Bine, eu mă hotărâsem singur, știi, să mă mut aici fără să fac vreun videoclip, că știam că mulți o să vină să mă înjure că dau eu cu hei nu știu ce. Dar când am intrat în staff, s-a terminat și mitirea cu aia. Bine, mă deranjase din prima zi, nu știu dacă am... Bine, nu o să vă arăt și dovezile pentru că deja e aiurea. Dar o să vă spun doar. E dezastru, păi, ce-am văzut acolo într-o săptămână cât am fost eu admin, păi n-am văzut nici pe România Superstar. Nu știu de ce trageți voi concluzii, cam ce ar putea să se întâmple. Mă, dar asta e adevărul, foarte mult știu adevărul. Ăsta e motivul adevărat pentru care m-am lăsat, că serverul nou crește, nu o să crească și m-au deranjat lucrurile pe care le-am văzut acolo. Nu știu,
dacă vreți, puteți să mă jurați. Și oricum, eu pe canalul ăsta vreau să, nu vreau să crezi numai cu un server, vreau să cresc, dacă tot am ocazia, să cresc din mai multe părți, știi? Am crescut la început pe Ruby, după am crescut pe Bihut, dar nu mă las de un server ca să cresc neapărat. Eu de Bihut, cel puțin, nu vreau să mă las nici acum, dacă nu era faza cu permisul, să trebuiască să renunț la funcția de admin și după ce revin la admin, de admin în joi, să-mi bătăm de remul când am făcut raportul. Nu știu. Și după aia am revenit, iar a fost încă o fază care m-a deranjat, că am primit remul vineri, parcă când aveam benurile, dar eu le făceam totuși, dacă mă așteptau până la restarea raportului. Regula a fost băgată după, din câte am înțeles, deci n-a fost băgată după ședință, ca să știi din toată săptămâna, trebuie să faci raportul până vineri, jumate de raport a fost băgată după, nu știu la cât timp. După ședință nu mă interesează și atunci m-a deranjat. Am mai jucat puțin ca co-leader și a venit Ademars cu zel cu propunerea aia și am decis să ne mutăm. Și până la urmă am rămas pe Eclipse, de aici cred că v-am demonstrat. V-ați convins că nu o să mă las, pentru că nu mă lăsam, nu trăgeam să fac 30 și ceva de ore în câteva zile de la deschidere, nu trăgeam pentru funcția de leader. Nu mai băgam atâția bani ca să iau un bis, ca să pot să vă fac giveaway-uri, că din câte știți, dacă sunteți abonați de eu fac giveaway-uri pe toate serverele unde mă joc, pentru că nu prea joc eu pentru avere, mai mă joc așa ca să îmi treacă mie din plictiseală, dar majoritatea banilor îi dau la giveaway-uri, cred că printre cele mai mari pe toate serverele unde am jucat și na. Hai să vedem, acum cred că am terminat quest-ul, să mai mă trimite, că nici nu mi-am dat seama ce dracu făceam aici în timp ce vorbeam, dar posibil să fi terminat quest-ul? Nu l-am terminat, ok. Hai să vedem dacă reușim să terminăm, mă duc și la checkpoint-ul ăsta să dau antidotul și dacă mai am una, două le fac, dacă mai am mai multe, nu. Că n-are rost să lungesc clipul când și să stau să vă uitați la mine așa aiurea. Vă aștept diseară pe live, băiți, sau nu știu când, imediat după ce postez clipul ăsta, probabil la vreo 5, 6, 7 ore să facem și live. Oricum, în timpul săptămânii, știți, live de luni până vineri, la ora 11:30, deja am văzut că mulți fac obișnuit cu programul ăsta de live, dar când mai am ocazia, mai fac live-uri și ziua, nu tot timpul, că, na, dacă, nu știu dacă știți, dar eu mai și muncesc pe lângă YouTube și Samp, ce mă mai joc off camera. Hai să vedem dacă am terminat aici quest-ul. Nu am uitat câte de astea mi-a dat, văzusem într-un timp parcă 4 mai aveam de dat. Ia să văd. Aș dă-mă antidotul că moare ăla de coronavirus. Am livrat la 3 case, dar nu mai fac, vezi că durează prea mult. Checkpoint-urile sunt foarte depărtate. Cam atât ar fi și cu acest episod, nu uitați dacă vreți în continuare episodul cu Sam, să vă abonați, să apreziți clopoțelul și dacă sunteți noi pe canal, să apăsați pe butonul de like. Hai că am făcut și eu outro. Re. Păi e prost.